Dragi telespectatori, vom merge în continuare la un alt stand și de această dată colegul meu va lua imagini de la un meșter olar. Mi-aduc aminte că la mine în sat, eu sunt născut la frumoasa Balcani, aveam chiar o zonă a satului care se chema Olari, în satul Frumoasa. Ei, acum să vedem de această dată de unde vine meșterul olar care de zor aici face ceva, dar să vedem ce proiect este ăsta, ce va ieși până la urmă din lutul pe care îl aveți acum la această roată. Bună ziua! Va ieși o oală pentru lapte, un lăptar, cum este denumit. Ați trebuie și vacă, să ai și lapte ca să pui în... Dumneavoastră stați la țară sau la oraș, ca să știm cum pornim discuția? La oraș, dar știm. Dar v-ați născut în oraș? La țară. La țară, în ce localitate? La Uituz, județul Bacău, și de acolo am învățat și această frumoasă meserie, de la bunicul meu care a fost olar o viață întreagă. El a fost și ultimul olar din comuna Uituz. Păi n-a fost ultimul, de vreme ce dumneavoastră continuați. Ultimul din vechea din generație. Așa. Da, și din păcate nu mai sunt mulți care să profeseze, care să lucreze în olărit. În anii 50-60, vremea tinereții lui, în Uituz au fost aproximativ 360 de olari, iar din păcate acum, să zicem că mai sunt eu, sau s-a pierdut în linii mari. Deci și dumneavoastră nu o să fiți ultimul olar, nici ultimul romantic, sper, nici ultimul mohican. E clar că veți duce mai departe și se vede. Avem deja mostre filmate de colegii mei. Lucrați foarte, foarte frumos. Mi-am adus aminte că puneam laptele la prins și apropo de chestiunea asta, mai sunt oameni care cresc animale în comuna Uituz, pentru că avem oalele, dar trebuie și lapte, nu? De la vacă, de... Cum? Da, sunt, mereu au fost și vor fi. Din viața satului nu cred că vor dispărea niciodată animalele, agricultura. Sunt bazele comunității care va dăinui întotdeauna. Oricât de moderne ar fi și ar deveni vremurile pe care le vom trăi, o vacă, o capră, o oaie și un cal vom găsi întotdeauna. Deci, în activitatea tradițională nu va dispărea din mediul rural. Aveți și oale de sarmale, mă interesează. Da. Cred că am văzut, colegul meu Adrian știe că îmi plac sarmăluțele moldovenești. Și ce este mai gustos și mai bun decât într-o oală din lut, da? Dumneavoastră probabil puteți confirma că mâncărurile tradiționale e bine să fie păstrate și făcute, da, în oalele de lut. Da, așa este. Am avut odată o amintire plăcută despre oala de sarmale. Eram copil și auzeam, noi spuneau mereu bunicii, bătrânii, că ce bune sunt sărmănuțe în oale de lut făcute și așa mai departe, și mama nu le făcea mereu în oală de lut sau nu le făcea în oală de lut. Și odată am ajuns acasă și chiar pus la masă, era felul principal, erau sărmăluțele și mereu le făcea bine și la gust erau foarte bune, dar acum era ceva special. Am simțit ceva, zic, ce ai mai făcut? Zic, ce ai mai putut să pui de sunt așa de bune? Și a intrat în bucătărie, a prins oala de sarmale de două torți, a ridicat-o sus și zice, uite, în oala de lut au fost făcute, pregătite. Și am rămas uimit atunci, Ce alte vase mai avem în colecția dumneavoastră de lucrări aici pe care... Avem cana pentru vin, avem ulcioare, ulciorașe, străchini, farfurii, pușculițe, sfeșnice pentru lumânări. Cam toată gama vaselor care sunt într-o gospodărie țărănească. Da, pentru că ceramica noastră, ceramica de Uituz, nu a fost niciodată pornită sau făcută ca și pentru o ceramică de artizanat. A fost o ceramică pentru uzul familiei în gospodărie și toate vasele care se făceau erau și folosite. Se fierbea mâncare, sarmale, se gătea, se servea mâncarea din străchini, din vase de lut. Am văzut că ieri soția dumneavoastră v-a mai ajutat aici. Sunteți familist, să înțeleg. Aveți copii?
Da, am o fetiță de aproape 4 ani. Și cum o cheamă? O cheamă Iohana și am un băiețel, Teodor, în vârstă de un an jumătate și sper foarte mult, voi da silința la maxim, dacă și ei vor dori la fel, să învețe olăritul. Și de asemenea și alți tineri voitori. Vă doresc mult spor la treabă, văd că aveți tot timpul și ieri ați lucrat și astăzi. Ne bucurăm foarte mult că vedem pe viu aici cum ia viață din lut un vas, o strachină, o oală. Iată, dragi telespectatori, am ținut neapărat să discutăm pe viu, cum se spune, cu meșterii populari și, desigur, olăritul rămâne pentru noi una din cele mai interesante, dar și cele mai vechi meșteșuguri. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim mult succes și sperăm ca și copiii dumneavoastră să învețe acest meșteșug și să-l ducă mai departe. Vă mulțumesc și eu foarte mult și mă bucur că ați fost prezenți și ediția aceasta. Mulțumim. Ne vedem la anul tot la Slănic Moldova, dar până acolo poate ne mai găsim și în alte zone ale țării, da? Cu siguranță. De un singur lucru avem nevoie, să fim sănătoși și sigur ne vom mai vedea și ne vom găsi împreună. Iată, dragi prieteni, data viitoare, într-o cană de lut făcută de meșterul nostru de la Oituz, vom bea un pahar de vin, dar și acesta trebuie să fie un vin autentic, un vin din Podgoria proprie, dacă se poate. Multă sănătate și să ne revedem cu bine. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu foarte mult. Numai bine!